O avem astăzi alături de noi pe doamna conferențiar universitar, dr. Tea Ionescu, din cadrul Departamentului de Psihologie al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și de asemenea un colaborator foarte valoros și drag nouă. Și vă mulțumim foarte, foarte mult că sunteți alături de noi și în acest proiect. Eu mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de voi de câte ori se poate, pentru că aveți un scop foarte, foarte nobil. Mulțumim foarte mult. Și ne ajutați de fiecare dată să-l ducem și mai departe. Astăzi ne propunem să vorbim despre adolescență. Ne propunem să vedem un pic mai multe despre ce este adolescența, cum arată o experiență tipică de adolescent, poate ce schimbări apar în această perioadă și cum pot fi ele gestionate mai ușor de către adolescenți, respectiv de către părinți. Și în acest sens vom avea, ca de obicei, două părți ale acestei discuții, acestui interviu. Prima parte va fi centrată în jurul, sau va fi de fapt destinată adolescenților, iar cea de-a doua va fi destinată părinților. Și pentru început am putea să oferim poate un punct de plecare comun celor care ne urmăresc și aș vrea să vă întreb dacă puteți să definiți puțin adolescența. Adolescența ar fi etapa de trecere între perioada de copil spre perioada de adult și asta ar putea să sune banal, dar e într-adevăr o trecere importantă a speciei, la toate speciile o întâlnim, a speciei noastre, pentru că trecem de la un individ care nu poate să-și gestioneze singur viața și nu se poate reproduce, copilul, la individul autonom care se poate reproduce. Deci este într-adevăr tranziția către adultul speciei noastre, care va putea să supraviețuiască singur și nu doar să supraviețuiască singur, să și ducă specia mai departe. Acum, dacă ne gândim la definiții mai riguroase, etapa de preadolescență, deci perioada de pubertate, 11-14 ani, așa în mare, este bine delimitată biologic, pentru că marchează maturarea organelor de reproducere și, de fapt, trecerea la capacitatea de reproducere a individului. Iar etapa de adolescență de mijloc, 14, aproximativ 17, și adolescență târzie, până spre 20 de ani, sunt mai mult definite cultural. Adică fiecare epocă, parte a lumii, etc., poate să aibă această etapă mai lungă sau mai scurtă, în funcție de o serie de caracteristici ale societății respective. Pe de altă parte, ultimele studii din neuroștiințe arată că, de fapt, până spre 25 de ani creierul este în dezvoltare. Deci, întreaga adolescență am putea să o luăm ca fiind bine delimitată biologic, nu doar cultural. Și, într-adevăr, dacă ne uităm și în urmă, în istorie, cam în toate etapele, oricât de lungă sau scurtă a fost speranța noastră de viață, adultul veritabil era undeva după 20 de ani. Chiar dacă îți începeai viața de tip adult mai devreme, erai ucenic, erai cel tânăr care încă are tot felul de dileme, care încă nu ia deciziile corecte. Și atunci, astăzi cu atât mai mult, pentru că s-a schimbat școlarizarea, numărul de ani de care ai nevoie până să ajungi să profesezi singur, s-a lungit foarte mult, cu atât mai mult stăm, da, în această etapă, avem și adultul emergent până spre 28 de ani în literatură și în realitate, dar, repet, studiile arată că undeva 21-25 e etapa de la care putem considera individul speciei noastre adult, veritabil. Și atunci, grosso modo, 10-20 de ani e o perioadă așa frumoasă de tranziție. Ce frumos ați sumarizat într-o perioadă frumoasă de tranziție. Noi avem un atelier chiar centrat pe adolescență și începem acest atelier întrebându-i pe adolescenți cum ar descrie adolescența într-un cuvânt. Și v-aș întreba și pe dumneavoastră cum ați descrie-o într-un cuvânt. I-aș spune transformare. Cred că așa aș... Nu, asta implică tot. Da, ce frumos. Și ei de multe ori menționează partea asta de schimbare, dezvoltare, creștere, tot în sfera transformării. Și înainte poate de a vorbi mai multe despre aceste transformări, aș vrea să vă întreb dacă circulă anumite mituri în jurul adolescenței și dacă ne puteți vorbi puțin despre ele. Multiple mituri și cam dintotdeauna. Unul, că li se urcă hormonii la cap și nu mai poți discuta cu ei. Hormonii nu prea urcă la cap, că
E exact invers. Creierul comandă, să zicem așa, în termeni mai laici, ce hormoni unde să se producă și ei se produc în organele respective și ajung acolo ca să-și desfășoare activitatea. Deci drumul este un pic invers. Și acest nu se poate vorbi cu ei nu se susține pentru că de fapt se poate vorbi mai bine cu ei. Doar că ei putând să aducă argumente, având deja gândirea tot mai aproape de gândirea de tip adult, nu mai sunt atât de docili ca și copiii. Și atunci nu se poate vorbi cu ei, este de fapt încep să ai un partener cu care trebuie să ai mai multe argumente și el are dreptul să aducă argumente și ți se pare că nu te mai ascultă. Și uneori nu te ascultă, pentru că nu mai este cazul să te asculte chiar atât de mult cum a făcut-o copilul care nu se descurcă singur. Da, poate să meargă singur în N părți și atunci de ce n-ar merge, de ce n-ar lua decizii, de ce n-ar hotărâ cu ce se îmbracă, de ce nu mai are 7 ani când nici măcar nu știe unde e dulapul, da, cu haine. Și atunci acesta ar fi un mit care nu se susține. Ar mai fi că în perioada adolescenței cam toți ajung să aibă o tulburare sau să consume sau nici asta nu e susținut de studii. Adolescența atipică ajunge până spre 15% poate, ceea ce e destul de mult. Eu m-aș limita la 7-10%, care din 100% e puțin. Adică 90% dintre adolescenți sunt bine mersi, foarte bine, că încerci odată. Nu știu, n-aș numi substanțele pentru că științifii nu suntem de acord cu cele nocive pentru că pot interfera cu dezvoltarea și atunci nu le-aș numi care anume, niciuna nu e dezirabilă, dar nu se susține că toți încearcă, toți ajung să dezvolte diferite forme de tulburări mentale. Din nou, uneori nu înțelegem tulburările mentale. Dacă mă trezesc dimineața și n-am chef să fac nimic și mă îmbrac și merg la școală și să așa mai apăsat toată ziua, aceea nu e depresie. Adică ne mai întristăm și noi din când în când. Și atunci ar trebui să vedem diferența de emoții de la o zi la alta ca ceva tipic. Și copiii trec prin asta și adulții trec prin asta și adolescenții. Și atunci nu e vorba de tulburări multe tipic la această vârstă. Ce ar mai fi? Ar mai fi că nu-i mai poți controla, asta se leagă de nu poți discuta cu ei. Și aici adulții uită uneori că aceasta e, hai să zicem, nu știu ce cuvânt să folosesc, caracteristica perioadei la toate speciile. Într-un fel trebuie să pleci de acasă. Chiar dacă plecatul de acasă nu mai este uneori fizic, dar e plecat emoțional, cognitiv, decizional și atunci nu mai poți fi controlat de către alții pentru că începi tu să controlezi lucrurile, deciziile, la ce facultate să merg. Nici n-ar mai trebui părinții să fie acolo decât când li se cere ajutorul, părerea, sprijinul. Nu să-mi tot spună din două în două zile, te-ai gândit? Uite, eu cred că acolo și poate și acolo ți se potrivește, dar poate, hai să ne gândim împreună. Nu mai este vârsta la care să fie acel control optim pentru copiii mici, pentru că ei nu știu la ce școală merg în clasa întâi, la care e mai aproape de casă și la care mă dați, nu știu unde să merg. Poate să nu-mi placă învățătoarea și să vreau să mă mut sau să nu-mi placă colegii, dar după ce am ajuns acolo. Ei, adolescentul deja se poate gândi la ce liceu să dea, de ce să dea acolo. Și câteodată trebuie lăsat să încerce să vadă că nu iese, pentru că așa înțelegi mai bine ce înseamnă procesul decizional și când e o decizie care n-a fost potrivită și o corectezi. Asta se întâmplă apoi și în viață, nu cu adulții. Și atunci nu este controlabil, de fapt intrăm într-o vârstă în care nu mai trebuie controlat pas cu pas. Adultul trebuie să știe să se retragă din lucrurile care pot fi gestionate de adolescenți. Și atunci vedem că este controlabil, că atunci când are o problemă vine la noi să ne întrebe, etc. Cam acestea aș zice că mi se par mai relevante. Probabil sunt mai multe, da? Mulțumim mult! Cred că ați surprins multe, multe lucruri care circulă, într-adevăr, și în rândul părinților și al adolescenților. V-aș întreba cum arată o experiență, apropo de ce spuneați despre experiențe poate atipice de adolescent, cum arată o experiență tipică de adolescent? Cum arată, poate, viața unui adolescent? Cred că aș putea să spun ce spune literatura despre schimbări, că altfel ar trebui să-mi iau aminte adolescența mea, am așa un exemplu viu.
Care ar fi modificările normative? Sunt multe. De fapt, este a doua etapă după primul an de viață, din perioada postnatală, ca și rată a dezvoltării. De aceea se și vede cu ochiul liber. Și atunci, chiar dacă știm că elementele fizice, cele cognitive, cele sociale, cele emoționale, toate sunt împreună întotdeauna, le-aș lua un pic pe rând, că e mai ușor de enumerat. Firește că cele fizice sunt acum în prim plan. Respectiv, modificările hormonale, care dictează pe lângă maturarea organelor de reproducere și modificarea structurii corpului, de aceea crește și de aceea începe să crească diferit pe cele două genuri, pentru că pregătim indivizii pentru funcția de reproducere. Și atunci acestea sunt în mod normal foarte, foarte pronunțate, nu atât de pronunțate când să li se urce la cap, sunt normative și ei vor să simți o serie de modificări, inclusiv în corp, și sunt modificările cerebrale, care știm că orchestrează totul, de fapt. Modificările cerebrale le vedem foarte bine în schimbarea capacităților de a rezolva probleme, de orice fel. De exemplu, inclusiv de reglare emoțională. Și aceea e o problemă. Nu? Cum să-mi gestionez furia? Pentru că acum, în clasă, cu un grupul de prieteni acasă, s-a întâmplat ceva. Și atunci, de fapt, la nivelul creierului, asistăm la o nouă perioadă de pruning, de moarte celulară, care servește dezvoltării cerebrale și se modifică grosimea stratului de cortexului, stratului de neuroni, straturilor, mai corect, lucru care va duce la creșterea vitezei de procesare, rămân și sinapsele care au fost cele mai eficiente. Lucrul acesta se întâmplă undeva între 7 și 16 ani, deci este foarte lung și nu neapărat vizibil ochiului neformat, dar de la 11-12 ani deja vedem în capacitatea lor de a gândi abstract, de exemplu, schimbările. Da? Și vedem, bun, mergem spre creierul de tip adult. Ei, toate aceste modificări interne se răsfrâng și se observă în comportamentul lor. Dincolo de faptul că pot să rezolve probleme singuri și mai eficient, îi vedem că înțeleg mai bine emoțiile, că și le gestionează mai bine, că pot să gestioneze mai bine relațiile sociale cu prietenii. O altă schimbare importantă este că vor începe să prefere să stea cu covârstnici și nu cu adulți. Aici uneori adulții se supără, dar ar trebui să se gândească că atunci când ajung adulți tineri, vor lucra cu covârstnici mai mult. Nu vor mai sta nici cu părinții, nici cu șeful care e de generația, să zicem, adultul de mijloc sau adult de vârsta a treia câteodată, ci trăiești și muncești cu covârstnici și atunci perioada adolescenței e una în care unu, apare interesul mai mare pentru covârstnici și doi, e locul unde se exersează o serie de abilități pe care cu adulții nu le poți exersa. Niciodată nu se poți exersa cooperarea și competiția cu adulții. Pentru că teoretic întotdeauna ei știu mai bine și știu mai bine, da? Când un adolescent are 12 ani și părintele are 30 și știe mai bine și atunci fie te lasă, fie îți spune autoritar cum se face și acolo nu poți nici să intri în competiție cu el reală, nici să colaborezi cu el, pentru că el tot timpul te ghidează și îți arată, chiar și când are cele mai bune intenții. Și atunci cu un covârstnic care e de același nivel cu tine, începe competiția reală și cine învață mai mult sau cine e mai sociabil se descurcă mai bine și poate fi colaborarea reală, adică ne ajutăm de pe același nivel. Și e esențial să intre în astfel de grupuri și să petreacă timp în astfel de grupuri, lucru care e diferit față de copiii mai mici care se joacă împreună și le place, dar nu atât de mult ca și adolescenților. Și atunci vedem că în toate planurile, modificările fizice dau modificări în plan comportamental, care se văd, care sunt normative și care îl vor învăța cum să se poarte și cum să își gestioneze propria viață atunci când va fi adult. Asta mă duce la întrebarea, ce fel de provocări nasc aceste schimbări în adolescență? Multe și de aceea e o perioadă frumoasă, pentru că ei abia așteaptă să-și ia viața în propriile mâini, nu știu voi dacă vă amintiți, dar în adolescență cam ăsta e visul, abia aștept să controlez eu totul, da? Și e bine să fie așa, pentru că dacă nu-și doresc asta, sunt foarte puțini aceia care nu-și doresc, nu ajung să fie dependenți. Și la vârste la care n-ar mai trebui să fie dependenți, din păcate cei cu sindrome de obicei nici nu pot să-și dorească lucrul acesta. Și atunci, provocările sunt multiple.
Unul, trebuie să te adaptezi la propria sexualitate. Adică dintr-un copil care adesea se joacă numai cu cei de aceeași vârstă și de același gen, pentru că e vorba de joc de diferite tipuri, încep să descoperi că te interesează genul opus. Sau uneori, nu, în ultimul timp, permitem și cred că deschiderea societății e foarte bună, că îți place altfel propriul gen. Și aici înseamnă că va trebui să gândești interacțiuni noi, că nu mai e vorba doar că jucăm șotron împreună, și cum să inițiezi acele interacțiuni, cum să le gestionezi, cum și când să ajungi la începerea vieții sexuale. Pentru că nu e doar actul sexual, nu? Începerea vieții sexuale ar trebui să știi ce responsabilități aduce, poate să aducă, ce riscuri implică, ce înseamnă să fii într-o relație care e posibil de mai lungă durată, da? Aici cred că vor fi diferențe la nivel de cum s-a dezvoltat societatea între cum vedem noi o relație și cum ar trebui să fie și când ar trebui să fie și activitate sexuală în acea relație față de generație de acum, care probabil le vor vedea altfel pentru că așa va deveni normativ în societate, da? Deci aici, apropo de definirea și de trasarea normelor culturale, de definirea în funcție de cultură și cum se dezvoltă ea. Deci, sigur, trebuie să-ți înțelegi și să te adaptezi la propria sexualitate. Un domeniu cu totul nou, nu? Pe care până atunci nu-l gândeai, realizai, doreai, etc. Și un domeniu firesc, pentru că dacă nu începi într-un fel să te gândești la el, nu o să ajungi să ai copii la momentul la care vei dori. Că e 20, că e 40, că e 45, când dorești, da? Aici foarte mult părinții ar trebui să ajute adolescentul, dar ajungem când vorbim despre părinți. Alte provocări sunt cele care țin de sfera interacțiunilor sociale. Când stai mai mult cu covârstnicii, apar mai multe conflicte inevitabil, pentru că fiecare vrea să fie cel care, să zicem, ne zice la ce film ne uităm astăzi, da? Și trebuie să gestionezi conflictele acestea mici. Și tot așa e ceva nou față de când am 7 ani, imediat mă duc la un adult în jur, el rezolvă totul și tot e simplu. Aici deja adultul câteodată spune, m-am rezolvat asta singur, nu o să vin eu să vă spun la ce film să vă uitați. Și nu e ușor, nu e întotdeauna ușor să gestionezi un grup și cam așa se aleg prieteniile. Vezi în care grup te simți bine, poți gestiona, ai și tu o voce, lași să vorbească și pe alții, în ce grup cineva e autoritar sau ești numai tu în centru atenției, câteodată poate să nu-ți placă să fii numai tu în centru atenției, da? Deși aici probabil sunt diferențe interindividuale foarte mari. La nivel de emoții, care e strâns legat de gestionarea conflictelor, sigur, învățarea autoreglării emoționale e o provocare. Câteodată trebuie să-ți exprimi furia, trebuie să știi cum, câteodată trebuie să nu o exprimi și atunci e dificil. În plan cognitiv aș spune că nu e atât de dificil, doar că apare conflictul între să învăț, să petrec mult timp învățând, pentru că mă gândesc la traseu academic, sau să stau mai mult cu prietenii, sau să fac tot felul de jocuri, sau să merg în diferite locuri la care acum am acces ca adolescent. Și atunci de aici apare provocarea. Cum îmi gestionez propriul timp și cum încep să mă gândesc la traseul meu, pentru că traseul meu nu o să înceapă la 25 de ani din nimic, trebuie să învăț mai devreme. Acum nu în sensul de toată lumea trebuie să aibă 10 cu steluță, dar de la nota 2 greu ajung la, mai știu eu, succes profesional la 20 de ani. Da? Și atunci trebuie să mă gândesc în permanență la acel lucru și să-l coroborez cu sfera socială, sfera de alte activități care de fapt mă pregătesc pentru viață. Și asta cred că e o provocare mai mare acum decât la generațiile anterioare în țară la noi, pentru că nu erau așa multe oportunități extrașcolare. Și atunci e un conflict acolo între cât de multe lucruri pot să încerc și cât de mult loc mai rămâne traseului meu viitor. E foarte util tot ce ne-a spus, cu atât mai mult cu cât încercăm în atelierul acesta despre adolescență să facem o punte între schimbările care apar și provocările care se nasc. Cumva să dăm sens provocărilor, tocmai prin prisma tuturor schimbărilor care apar. Poate, cum ați spus dumneavoastră, am conflicte mai frecvent pentru că în plan cognitiv încep să gândesc mai critic, în plan emoțional trebuie să gestionez poate emoții mai intense și așa mai departe. Și atunci, cred că potrivește foarte bine ce ați spus pe acest lucru. Și
Apropo de aceste diferențe între generații, puteți să ne spuneți mai multe despre provocările generației actuale sau generațiilor actuale comparativ cu provocările generațiilor de părinți, poate de adolescenți, la vârsta respectivă? La vârsta lor. Acum aici cred că sunt două părți ale răspunsului. Anumite provocări rămân aceleași la specia noastră în toată filogeneza. Deci dintotdeauna momentul, hai să zicem, al pubertății, că nu știam dacă o numeau adolescență sau nu în secolul X, era momentul în care treceai spre viața adultă, care venea cu provocări. Și dacă ne gândim, într-un fel, cred că era mai greu mai de mult când la 13 ani chiar erai pus să întemeiezi o familie și chiar erai pus la 15 ani să ai grijă de copiii care deja se nășteau. Mi se pare dificil la vârsta respectivă. De aceea se și murea mult la naștere, de aceea nici nu supraviețuiau foarte mulți copii, pentru că era greu pentru doi tineri atât de tineri să facă față. E adevărat că era familia lărgită și te ajuta, deci era cu totul alt context, dar provocarea aceasta, cum să mă adaptez la propria sexualitate, e dintotdeauna, da? Cum să mă adaptez la a sta de acum mai mult cu covârșnicii, e dintotdeauna. Cum să mă adaptez la... Și eu încep să mă gândesc la problemele din casă și aș vrea nu doar, să zicem, la generația anterioare, nu doar bunicul, cel care le știa pe toate, și o mătușă care chiar le gestiona bine pe toate să aibă cuvânt de spus, am și eu. Da, am 15 ani, dar deja am un copil mic. Da? Astea sunt generații mult mai îndepărtate. Am un copil mic și trebuie să am o voce. Și e același lucru. Ce s-a schimbat este contextul în care stăm. Nu mai avem familie lărgită, nu mai avem copii la 15 ani. Din păcate, țara noastră este pe primul loc în mediile defavorizate și asta ar trebui să încercăm să nu mai fie, tocmai pentru că e dificil și în contextul actual este și mai dificil. Să fii un adolescent cu un copil care nu își mai poate continua traseul, care poate ar fi avut ce traseu ar fi vrut. Da? Atunci să-i ajutăm măcar să-i readucem pe un traseu bun și pentru adolescent, nu doar pentru copil. Și atunci este un context în care școlarizarea e prelungită și de aceea unora li se pare că e mai greu, că toată lumea spune să amâni unele lucruri care, pe de o parte, se întâmplau mai repede la specia noastră, pe de altă parte, în corp se întâmplă la fel de repede și trei, înseamnă că trebuie să accept să amân ca să fac altceva care va fi bine pentru traseul meu pe termen lung. Și de aici cred că unii adolescenți simt că este mai dificil. Acum, strict față de generația părinților lor, care probabil e apropiată de mine, nu avem atâtea oportunități. Deci, da, nu mai aveam noi copii la 15 ani, așa mai departe, dar nu aveai, erau aceleași provocări de bază, dar nu aveai atâtea oportunități extrașcolare, lucruri pe care să le faci cu prietenii, pentru că fie am trăit o parte în perioada comunistă, fie imediat după perioada comunistă, până au pătruns toate oportunitățile capitalismului și la noi, a fost progresiv, a durat, s-au mai tot adăugat. Acum, adolescenții au totul. Și atunci trebuie să aleagă între a merge la noul club deschis cu colegii de clasă, a juca nou joc 8 ore pe zi ca să fiu primul și în grup, deci cel mai apreciat, a avea ultimul telefon care costă și trebuie să-mi convin părinții să mi-l cumpere, că eu încă la 16 ani nu am atâtea finanțe. Concurează cu amânarea, da, să zicem, începerii vieții sexuale, cu continuarea traseului, cu presiunea din partea mass media și a filmelor, cu de ce să nu încep la 13 ani, de ce să nu încep la 14 ani, că doar deja sunt mare și pot și gândesc mai bine, deci pot să-mi gestionez singur propria viață. Asta e un pic o iluzie. Oricum și ca adulți gestionăm bine propria viață dacă avem suport social, deci niciodată nu suntem singuri cu adevărat. Și atunci, din acest motiv, pot ei să simtă că provocările sunt mai grele decât la generația anterioară. Pe de altă parte, și cu adolescenții și cu părinții, dacă aș vorbi, le-aș spune că fiecare generație își simte propria etapă de viață care o fi aceea cu provocările cele mai mari. Și asta e normal, pentru că nu poți să știi exact cum a fost la părinții tăi, nu poți să știi exact ce simte adolescentul, pentru că nu ești în corpul lui. Și atunci fiecare începe și zice:
Eu când eram, era cel mai greu. Și ăștia de acum e cel mai greu. Și așa este. Pentru individ este cel mai dificil ce trăiește el. Sau cel mai frumos, sau cel mai fascinant, sau cum vrei. Nu pot să știu nici măcar cum este pentru partenerul de viață. Pentru că nu sunt niciodată 100% în capul lui, în corpul lui sau a ei. Și atunci îi credem. Da? Așa ziceam și noi când eram noi, așa ziceau și străbunicii noștri. Și este adevărat. Deci dacă tu simți că sunt provocările mai mari, așa sunt pentru tine în contextul acela și trebuie analiza contextul. Dar intergenerațional aș zice că se păstrează constante lucrurile și da, câte un eveniment extern câteodată perturbă situația. De exemplu, generația de acum, în mod obiectiv, datorită crizelor externe, pandemia, războiul din apropiere, acum tocmai un cutremur, unde vezi ce se întâmplă și poate să resimtă că e o lume nesigură și că nu știu cum să o gestionez. Deci întotdeauna în momente de criză externă, reală, cum a fost, să zicem, al doilea război mondial, e diferită un pic și viața. Și probabil îți pui altfel întrebările și contează la ce vârstă te prinde. Pentru că, da, cu cât ești mai tânăr, ești mai vulnerabil, că nu ai trecut prin evenimente de viață pe care le-ai gestionat singur. Un adult știe că până la limita la care se poate, poate gestiona. De unde nu mai depinde de tine, e exteriorul și acolo nu mai ai control. Adolescenții sunt, și copiii mici, sunt mult mai vulnerabili. Ce mă fac dacă se întâmplă și aici 1, 2, 3? Da? De exemplu, dacă mai vine o pandemie sau am trecut prin ea, n-am adaptat, dar n-a fost comod. Și atunci, în astfel de situații, putem spune că unele generații au factori stresori externi care le pun la încercare mai mult decât pe altele. Din punctul acesta de vedere, mi se pare că adolescenților de astăzi este mai dificil decât nouă. Noi n-am avut factori din aceștia, stresori externi, majori, obiectivi. Putem spune că a fost comunismul, dar na, era așa, viața dublă la unii. Dar nu era cu amenințare directă a vieții dacă nu făceai și tu lucruri extreme. Așa, un război este amenințare directă, un cutremur este amenințare directă, pandemia, prin pandemie chiar a trecut toată planeta, ca astea să zici că nu sunt pe teritoriul nostru. Și atunci spune că din perspectiva contextului istoric aici, generația de acum trebuie să gestioneze lucruri mai grele, dar asta poate să se gândească și că o va face mai rezilientă. Întotdeauna când treci prin episoade de bine mult, e foarte interesant că nu neapărat le e bine celor care ies din perioadele de bine mult. Și vedem că crește rata de suicid în părți ale lumii în care n-ar trebui, că teoretic totul este mai ușor decât în alte părți. În perioade și în zone unde e dificil, îi vezi pe indivizi că ei sunt mai rezilienți. Firește, le trebuie sprijin, așa, pentru că te forțează exteriorul să găsești soluții. Deci n-aș spune că e ceva negativ neapărat, dar aș spune că au un pic mai multe elemente externe, obiective, spre negativ, care, repet, poate să-i facă mai adaptativi. Și mă bucur mult că ați adus vorba despre reziliență și aș vrea să vă întreb dacă ne puteți spune un pic mai multe despre ce este reziliența, dacă ne puteți ajuta cu poate o scurtă explicație pentru tot așa aduce pe toată lumea la aceeași punct de pornire și apoi poate cum își pot adolescenții construi resurse interne și externe pentru a gestiona mai bine aceste provocări tipice, atipice cu care se confruntă. Oma, reziliența e un construct foarte frumos, mult în psihologie sunt foarte frumoase, că nu au definiții exacte. Eu nici nu sunt expert în reziliență. Include foarte multe elemente și include, într-adevăr, toate resursele pe care le poți folosi într-o situație de criză, internă, externă, de oricare ar fi, ca să treci cu bine peste acea situație. Și acum e un construct fascinant pentru că se observă în situații extreme de abuz sever că unii copii ies bine din acele situații, nu datorită abuzului. Deci nu ies bine pentru că au fost abuz, ci tocmai pentru că au resurse interne și le folosesc într-un fel și reușesc să depășească situația. Bineînțeles, de regulă trebuie să iasă din situația abuzatoare. Și îi vezi că nu rămân cu sechele.
Și e fascinant, adică teoretic ne gândim că dintr-o situație de abuz ești numai cu probleme și nevoie mare de ajutor. Și asta înseamnă că ființa umană în sine are resurse interne să facă față multor situații. Nu de aceea se și spune să nu ni se dea cât putem duce. Și cred că este adevărat. Deci să nu fim testați, că putem duce foarte mult, nu e confortabil. De aceea nu dorim să fim testați în acest sens. Dar partea bună din această vorbă este că putem duce multe evenimente și să trecem cu bine peste ele. Și atunci, dacă adolescența este tipică, n-aș zice că trebuie făcut un anumit lucru special și să înceapă adolescentul să se gândească, să se chine, oare ce aș face, dacă... Nu, lăsăm lucrurile să curgă și dacă adolescentul este bine, vine din toată dezvoltarea anterioară. Nu trebuie să uităm că dezvoltarea nu... Dacă ne uităm la o vârstă anume, nu vedem doar ce e la 15 ani. Noi la 15 ani vedem toată istoria adolescentului sau adolescentei. Și atunci, dacă toate lucrurile s-au clădit bine până atunci, dacă a avut mediu suportiv, dacă a fost învățat cum se analizează o situație, dacă la școală a fost învățat o serie de lucruri despre rezolvare de probleme, el, dacă ar fi mâine într-o situație de criză, poate să o rezolve bine. Deci, cred că ar trebui adolescenții să aibă încredere că ar putea face față. Adolescenții tipici n-au nicio problemă, da? Deci ar putea să facă față fără probleme unor evenimente externe pentru 15 ani, da? Deci nu-i punem în evenimente majore la care nici la 50 nu prea poți face față. Și atunci nu m-aș îngrijora eu ce aș face eu. Dacă în schimb ar vrea să se gândească la bun, ce aș face? Dacă mâine s-ar întâmpla ceva, ar trebui întotdeauna să aibă alături de resurse interne și resurse externe. Cred că îmbinarea lor e cea mai importantă. Adică să știu că am un adult pe care mă pot baza. Poate fi oricine, poate fi familia, poate fi un mentor, poate fi psihologul, poate fi la un ONG fac voluntariat și am doi colegi care sunt mai mari și mă ajută. Dar să știu că am pe cineva, am acea rețea minimă, nu trebuie să fie 25, minimă unde să caut ajutor când am șanse să clachez. Da? Iar la nivel de resurse interne, cred că, aici n-aș putea face o listă, dar încep să cred că abilitatea de gândire critică, de analiză critică a situațiilor, e vitală. Pentru că, de fapt, dacă poți să analizezi situația obiectiv, atunci îți dai seama și, bun, eu nu fac față singur acum, în secunda 2 mă duc să cer ajutor, n-aștept, că n-are rost să aștept. Sau fac față. Astăzi fac față pentru că e o situație pe care n-am trăit-o identic, dar încep și fac analogie cu situația anterioare și atunci mă ajută să pot să stau să analizez situația din multiple perspective, să o gândesc, nu să ruminez. Deci nu să mă pun pe o canapea și doar mă gândesc la situația aceea 5 luni și numai, că asta nu e analiză critică, ci să fac o analiză obiectivă a ce se întâmplă, ce pot eu să fac, ce nu pot eu să fac, de ce nu pot, că dacă s-ar întâmpla ce să îmbunătățesc, da? De exemplu, nu pot controla bine furia. Deci dacă ar fi să mă cer cu cel mai bun prieten, îmi vine să trântesc, da? Înseamnă că trebuie să fac ceva acolo, da? Să gestionez furia. Nu pot singur, pot să încep să-mi iau cărți, da? Și să citesc. Nu pot singur, mă duc caut un specialist, dacă n-am pe nimeni în familie care să poată să mă învețe. Poate am, poate un bunic foarte molcom și gândit, dar n-am moștenit genele de la el, mă ajută și mă învață și îmi dă 3 strategii. Deci nu neapărat adultul trebuie să fie specialist. În ziua de azi avem specialiști și e cu atât mai bine, adică putem chiar apela la ei și în 2-3 întâlniri să ne dea 2 resurse exact pe o componentă mică pe care vedem că noi n-am putea să o gestionăm. Și dacă nu gestionez bine furia, ce fac când mă voi supăra pe copilul meu când va fi copil? Da? Nu pot, trebuie să mă liniștesc eu. Nu cred că e un răspuns complet, dar cam la astea m-aș gândi așa în mare. Mulțumim mult, ați acoperit foarte, foarte multe fațete și ați surprins cum putem să ne clădim, de fapt, și în noi înșine și și în jurul nostru resurse care să ne ajute să navigăm un pic mai ușor adolescența.
Și mi-a mai adus aminte de o provocare pe care ați menționat-o, de fapt, și dumneavoastră, partea asta de social media, de mass media, de fapt. Și aș vrea să vă întreb cum sau ce aduce asta în plus, poate, ca încărcătură în perioada aceasta de adolescență. Accesul, poate, tot mai mare la diferite rețele de socializare și presiunea care vine cu el. În ceea ce privește social media, tehnologia în general, n-aș spune doar că e o încărcătură în plus, pentru că aduce plusuri și minusuri. Nu uităm că tehnologia este un instrument. Ca orice instrument, contează cum îl folosești. Dacă îl folosești, hai să zicem, cu cap, că bine și rău sunt termeni relativi, poate să fie benefică, inclusiv să stai pe social media. Dacă nu folosești cu cap, ajungi la influențe negative. Și atunci, tot așa, din timp copiii trebuie învățați ce înseamnă, cum folosim, când folosim, de ce folosim, inclusiv pentru partea de distracție, că nu e doar muncă și învățare pe lumea asta, dar să știe, să înceapă să gestioneze, pentru că în momentul adolescenței, apropo de nu sunt ușor de controlat, ei deja vor să gestioneze singuri cât stau, la ce mă uit, unde mă uit, pe cine urmăresc. Și atunci ar trebui să poată hotărâ singuri, dacă i-am învățat. Acum nu că și noi adulții ne mai uităm și la ce nu merită, doar că adesea noi știm să zicem, nu bag în seama asta. Da? Ei sunt un pic mai vulnerabili la părerea celor din jur, tocmai pentru că apare această atracție față de celălalt sex, atracție față de viitori parteneri, partenere sexuale, și atunci încep să mă uit în stânga de noapte, începe lumea să se uite la mine mai mult, covârznicii, și atunci devin mai vulnerabil. Dacă toată lumea urmărește o platformă, ar trebui și eu. Dacă toată lumea a dat like la nu știu ce, ar trebui și eu. Ori asta trebuie să înveți, apropo de gândire critică, că nu trebuie. Deci nu ne obligă nimeni. Eu câteodată aici fac analogia cu comunismul. Deci dacă mergem pe toți facem ca și grupul întotdeauna, că așa e cool. Care e diferența față de înainte de 89, când eram obligați să facem toate lucrurile la fel și nu ne plăcea? Doar pentru că teoretic e ales de tine? Păi nu e ales de tine dacă tu nu reziști la presiunea grupului. Dar pe de altă parte, uneori e bine să mergi cu grupul, că de fapt așa funcționezi în grup, da? Și atunci tu trebuie să ai discernământul, când da, când nu. Și aici, făcând referire la această mă privesc ceilalți, a apărut ideea că toată lumea se uită la mine când sunt adolescent și am această senzație că mă vede, știe toată lumea. E dintotdeauna, nu e o provocare nouă. Întotdeauna la vârsta adolescenței, probabil pentru că tu te schimbi și tu ești mult mai conștient de tine, crezi că toată lumea se uită la fel de mult la tine cum te gândești tu la modificările tale, ceea ce nu este adevărat. Deci lumea nu observă pe stradă orice detaliu. Dar pe de altă parte e adevărat că se uită covârșnicii mai mult la tine, pentru că așa se manifestă atracția sau așa înțeleg cine mă va atrage. Trebuie să mă uit la cei de vârstă cu mine și atunci apare presiunea aceasta, mă vede, face ironii, face anumite comentarii, vine presiunea de pe social media că ar trebui toți să fim ca X sau ca Y. Și atunci aici poate fi influență negativă, aici poate fi... Încep să fac anumite lucruri care mie nu-mi plac pentru că cineva zice că așa trebuie. Și acolo ar trebui spus nu. Sau fac anumite lucruri pentru că îmi plac mie. Și atunci, de fapt, mă identific cu grupul 3 de pe social media. Și acolo e ca și cum aș identifica cu un grup de prieteni în realitate. Studiile, în mod interesant, arată că social media poate fi benefică mai ales pentru prietenile care există în viața reală. Deci dacă am prietenii solide în viața reală și mă întâlnesc cu aceia și pe social media, prietenile se consolidează. Pentru că, de fapt, e un instrument care ajută când nu ne putem întâlni. Să zicem, da, avem tezele sau, bine, tezele s-au scos, avem testul, mai știu eu care. Și trebuie să stăm să învățăm. Nu ne vedem 3 zile. Ne-am povestit, intrăm pe o platformă și vorbim. Deci ajută. Nu ajută foarte mult să-ți faci prieteni noi. Pentru că nu apuci să-i cunoști foarte bine așa cum poți față în față. Deci încă întâlnirile față în față sunt vitale pentru specia noastră din acest punct de vedere. Și atunci riscul este uneori când nu-mi place că mi se pare că toată lumea se uită la mine, să mă retrag în social media unde pot să mă arăt numai când vreau. Uh-huh.
Uneori poate fi util, că poate mâine n-am chef să mă mai întâlnesc cu nimeni, dar dacă devine repetitiv și prea mult, poate să ducă spre izolare. Și asta nu neapărat e ceva dezirabil. Din nou, nu pentru că nu pot să stau singur cu mine și luni întregi. Pot. Dacă mă simt confortabil și am și interacțiuni de calitate în rest, e bine. Dar dacă încep să mă retrag pentru că încep să cred că nu sunt valoros, nu merit, nu, atunci începe să nu mai fie efectul bun și e indezirabil să stau mult pe social media, că acolo mă pot ascunde și îmi pot lua o altă identitate. Și una e să mă joc cu asta, că mi-am o identitate într-un joc și nu știu, fac personajul cum vreau eu. Una este să devin a doua natură. Deci aici, da, trebuie avut grijă. E foarte, foarte interesant ce ați spus și despre partea de prietenie și cum poate fi consolidată de social media, poate și despre partea mai riscantă a social media și despre cum e foarte important de gestionat. Asta mă duce cu gândul, poate cumva tangențial, la o întrebare pe care am primit-o la un atelier. Vorbeam despre cât de important este să putem să vedem dacă sunt anumite semne, că, cum că poate lucrurile încep să fie mai dificile, mai copleșitoare pentru adolescenți și îi încurajam să caute ajutor și cineva ne-a întrebat cum pot eu să-mi dau seama dacă începe să fie o problemă, dacă începe să nu mai fie o experiență poate tipică de adolescent. Și v-aș întreba și pe dumneavoastră asta. Aici, de obicei, nu prea vedem instalarea incipientă, pentru că aceea e internă. În mintea mea mă gândesc că nu sunt valoros, de exemplu. Da? Și noi vedem doar comportamentul. Asta înseamnă că observăm atunci când se retrage prea mult din ceea ce îi plăcea, de exemplu. Și eu, ca adolescent, pot să îmi plăcea să fac aia, îmi plăcea să fac aia, nu-mi mai place. Pot evalua. Ne întoarcem la gândirea critică. Nu-mi mai place pentru că a venit un coleg nou cu care nu mă potrivesc. Și atunci problema nu e la mine. Da? Fie îmi găsesc alt grup, fie, nu știu, gestionăm situația cumva, probabil cu un ajutor extern, trebuie să învăț că vin și colegi cu care nu mă voi înțelege, voi avea colegi de muncă astfel. Dar poate fi, nu mi mai place pentru că, nu știu, dacă mă gândesc la un sport, am pierdut și din acel moment consider că eu nu sunt bun, la sportul ăsta nu e de mine, deși mie mi-ar plăcea sportul acela, dar nu mă mai duc. Și nu mai vreau, nu mai vreau, nu explic nimănui de ce, nu verbalizez acest lucru, dar nu mă mai duc, nu mai fac. Da? Deci mă retrag din grupuri, din locuri care îmi plăceau. Și atunci poate fi un semn că ceva mi-e inconfortabil. Nimeni nu zice că deja ai o tulburare mentală. Dar ceva mi-e inconfortabil și asta poate fi un prim semn, da? Pe de altă parte, atunci când, de exemplu, stau prea mult cu tehnologia sau încep să nu mai fac lucrurile pe care trebuie să le fac. Nu ne plac cuvintele acestea și nici nu le folosim prea des, dar trebuie să merg la școală și trebuie să învăț la nivel mediu, dacă așa vreau eu, dar trebuie, sunt, nu știu, e fișa postului până când ajungi să termini școala, nu? Școala până în clasa nouă, dacă știu bine, acum este obligatorie. Deci până acolo, asta este, în ghilimele, meseria mea. Și atunci, în momentul în care eu nu mai pot să-mi fac activitățile celelalte pentru că stau prea mult timp pe alte activități și acelea e un semn că devin problematice. Da? Mai ales când se întâmplă scădere bruscă a performanței. De exemplu, un copil care mergea foarte bine, foarte bine însemnând de la 7-8 în sus și brusc ajunge numai la 2 și 3. Acolo ceva se întâmplă. În mintea lui, în anturajul lui, în context, în ceva se întâmplă și ne îngrijorează. Da, poate fi, nu mai am chef să învăț. Da? Deci poate fi, dar trebuie să văd de ce nu mai am chef să învăț. Deci tot așa, nimeni nu zice că e ceva major și nu va supraviețui, dar dacă nu mai am chef să învăț din a 8 încolo, brusc, asta nu prea se întâmplă tipic. Acum că într-o zi am 6 și într-o zi am 9 și într-o zi, aia e tipic. Dar dacă brusc nu mai am chef să învăț și nu mai fac nimica, ceva se întâmplă. Și atunci, de exemplu, ar putea fi semn pentru fie o tulburare, fie un context pe care nu-l pot gestiona și îl interiorizez și eu mă macin și nu cer ajutorul și ajung la probleme mai grave pe măsură ce înaintez. Deci asta aș sublinia că din exterior se vede deja un pic mai târziu când s-a întâmplat ceva.
În interior, pe de altă parte, dacă doar mă macină o întrebare, oare eu cum voi fi când voi avea 25 de ani? Da? Am 17 și mă tot întreb și văd că oare am crescut de tot sau mai urmează să mai cresc? Na, poate nu-s destul de înaltă, na, mai bine ar fi să mai cresc, de unde știu că voi crește? Oare la ce facultate să mă că îmi plac 3? Dar poate mai bine nu mă duc la niciuna? Oare cum o să fiu la 25 de ani? Asta e tipic. Deci pot să mă gândesc, bine, dacă nu mă mai dau jos din pat și mă gândesc numai la asta și nu mai vreau să mănânc și mă gândesc numai la asta, ceea ce nu prea se întâmplă, atunci ai o problemă. Dar dacă am așa gânduri recurente, mă, eu cum o să fiu? Sau oare eu să-mi fac copii sau nu? Nu? Că uite, asta e o întrebare care mai de mult nu era. De mult, de mult, când încă nu era contracepție, nu? Că se întâmpla la un moment dat. Acum pot să alegi. Să am, să n-am. Și ar fi bine să aleg conștient și să analizez critic situația. Și atunci pot încep să mă gândesc de la 17 ani. Eu o să vreau? Nu o să vreau? A, hai să văd. E tot tipic. Da? Nu înseamnă că am o problemă, că o oră pe zi mă găsesc, ai mei, ce faci? A, mă gândesc. Iar tot te gândești la... Da, mă gândesc. Da? Deci astea nu sunt probleme. Doar dacă adolescentul sau adolescenta simte că, de exemplu, nu se potrivește deloc în contextele în care înainte era. Acolo ar putea să zică lucruri pe care noi încă nu-l vedem în exterior. Ar putea să zică, mă, oare să întreb pe cineva? Că mi se pare că nu mai potrivesc în clasa asta. Hai să întreb pe cineva. Da, mulțumim. Și noi îi încurajăm să vorbească cu un specialist, să evite să-și pună poate singur un diagnostic sau să... Aia cu siguranță. Adică niciun adult nespecialist nu poate să pună diagnostic. Și specialistul pune diagnostic după mai multe întâlniri, uneori după consultări cu colegii, nu așa din prima, te-am văzut 10 minute și ai un diagnostic. Cu atât mai mult individul în situația respectivă și adulții din jur care pot fi chimiști foarte buni, pot fi, nu știu, profesori de sport foarte buni, pot fi orice, dar nu sunt specialiști în probleme de sănătate mentală și riscă să pună un diagnostic uneori prea repede. Și atunci ți se pare că eticheta aceea ți se potrivește, începi, o interiorizezi și devii. E profeția care se auto-împlinește. Deci, da, pentru diagnostic aș cere obligatoriu părerea unui expert. Așa este și aș vrea să vă întreb apropo de asta, bineînțeles, încurajând cererea unei păreri din partea unui specialist, dar pe lângă asta, poate, unde pot găsi adolescenții resurse, informații validate științific pe care să le citească despre, nu știu, adolescență sau despre anumite întrebări pe care le au? Aici, din păcate, materiale în limba română sunt puține încă. Aici, pe colegii mei, experți aș îndemna să facă tot mai multe. Voi faceți și sunt validate. Probabil mai sunt și alte ONG-uri. Sunt manuale de psihologie a dezvoltării, am văzut mai multe în librării care pot fi consultate. Am încercat să scriu o carte, nu se adresează adolescenților, dar e pe înțelesul lor, deci ar putea să ia capitol de acolo și să citească, să vadă care sunt modificările. Sau să se uite la influența tehnologiei, influența prietenilor și să gândească asupra lor un pic. Site-uri, de exemplu, cu multe informații în română nu știu să fie. Deci dacă sunt vorbitori buni de limba engleză, aș căuta pe limba engleză. Sunt ONG-uri care au informații despre adolescenți. Trebuie analizate, pentru că nu toate, apropo de social media și tehnologie, nu toate sunt... cele mai riguroase sau cele mai bune. Aș merge pe... Acum, sincer, deja din adolescența de mijloc, dacă sunt și vorbitor de limba engleză, aș merge pe articole de specialitate. Poți să găsești pe Google Scholar ce vrei tu. Cognitive Development in Adolescence. Și îți dă articolul și îl citești și vezi cum s-a făcut studiul și îl analizezi tu. Poate unora le place, dar sunt curioși, le place, ar vrea să aflu multe, deci m-aș duce direct la surse, dacă pot. Și pe limba română aș face presiuni la ore de dirigenție, pentru că dirigintele știe mai multe resurse, sau poate să cheme un specialist, da? Cheamă un ONG și acela le vorbește. Nu îmi dai materialul scris, dar de exemplu, materialele voastre le-aș recomanda. Mulțumim mult! Știu că sunt o serie de centre de consiliere care lucrează cu adolescenți, foarte probabil să aibă și ele pliante sau informații deja, newsletter pentru adolescenți, și atunci așa ar trebui căutat pe filiera aceasta.
Aș mai avea o întrebare apropo de partea aceasta de gândire și gândire critică, se poate și gândire mai divergentă, mai creativă în această perioadă. Putem spune că adolescența e poate perioada cea mai creativă din viața noastră? Nu. Okay. Asta e un mit, apropo. Uh-huh. Și mai este mitul că de fapt copiii ar fi cei mai creativi, uh-huh, pentru că ei pun acolo de toate și le iese. Sunt articole interesante, cred că se numește Vlad Glăveanu, e în Elveția el și are un articol chiar despre putem spune că sunt creativi copii. Ideea e că produsele creativității trebuie să fie validate de un consiliu de experți în domeniu. Ori dacă te uiți la produsele creativității valide, nu sunt ale copiilor și ale adolescenților, sunt ale adulților. Pentru că până la urmă e și logic. Individul care poate să-și gestioneze singur viața și să facă ceva pentru comunitatea în care este, e adultul. Asta e realitatea. Asta nu o să le placă adolescenților să audă, dar asta e realitatea. De aceea se dezvoltă, să devină adulții care vor putea gestiona viața lor și pe altora. Și atunci, nici copiii, nici adolescenții nu sunt dezvoltați maximal. Nici noi n-am fost când eram adolescenți. Deci, generația mea în adolescență, asta e o iluzie că eram mai maturi și mai... Nu eram mai maturi, eram exact la fel. Da? Uneori te forța viața să iei deciziile mai repede. Asta nu înseamnă că tu erai mai matur. Da? E presiunea externă. Și atunci ne dezvoltăm ca să devenim adulți, ca să putem crea, munci, distra cu discernământ, avea grijă de familie, avea grijă de cine vrem noi, de exemplu într-un ONG, nu de alții vulnerabili, și inclusiv să creăm. Da, ne pregătim. Da, e util în copilărie să mă lași să desenez pe pereți și în adolescență să mă lași să combin ideile cum vreau eu, că asta mă va ajuta să-mi dezvolt și gândirea convergentă și pe cea divergentă, astfel încât să pot să ajung să creez. Dar nu creez mai bine decât la vârsta adultă. Chiar sunt domenii în care creativitatea maximă în anumite științe vine după vârsta de 40 de ani, pentru că trebuie foarte multe cunoștințe acumulate. În alte domenii poți și mai devreme. Și atunci n-ai cum. Deci îți trebuie cantitatea de cunoștințe pe care apoi să o învârți și să creezi. Nu ai la 15 ani, nu are nimeni, nici cei de acum, nici cei de acum 100 de ani. Da? Dacă ne uităm și mai de mult, când informațiile de fapt erau mai puține, și speranța de viață era mai mică și se crea poate uneori mai repede, aveau 25, 20 și rare ori, nu? Avem creație la 12 ani și aceea. Da, sunt copiii precoce, nici dintre copiii precoce nu toți ajung să fie adulți creatori, dar sunt copiii precoce cum a fost Mozart, care a început să compună, dacă bine mi-amintesc, pe la 4 ani, dar dacă ne uităm în literatura lor de specialitate muzicală, se cântă și astăzi numai creațiile după vârsta de 8 ani ale lui. Deci a trebuit exersare foarte multă până să creeze lucruri pe care le putem considera valori și astăzi. Și să nu uităm că el n-a făcut altă școală, n-a făcut altceva. Probabil dacă era astăzi și trecea prin școlarizare obligatorie, ar fi creat la 19 sau la 25. Da? Uh-huh. Apropo de condiții de viață diferite, și revin, e unul. Adică nu e ceva tipic. Da? Așa întotdeauna avem atipici și în partea negativă, dar și în partea pozitivă. Uh-huh. Aceia sunt atipici. Nu sunt marca cohortei la care ne referim. Uh-huh. Mă bucur mult că ați vorbit despre asta. E o discuție care mai apare și în ateliere. Mulțumim. Și aș avea o întrebare poate mai personală, dar dacă aveți o carte care v-a marcat, poate care v-a plăcut sau pe care ați recomanda-o adolescenților, pe care v-a plăcut, mă refer, când erați la rândul dumneavoastră adolescentă. Da. Știu că atunci, apropo de întrebările astea cu cine și ce și cum și ce va fi și dacă e tipic să te porți într-un fel, într-un grup și în alt fel, în altul. Nu? Cred că toți trecem prin asta. La școală suntem într-un fel, la grupul sportiv suntem în alt fel, în grupul de prieteni suntem alt fel și apar așa, oare așa ar trebui să fie? Era și o perioadă în care psihologia se redeschidea în anii aceia, nu? Că a fost închisă și nu erau cărți nici câte sunt acum. Și am dat în literatura universală peste Hermann Hesse. Și am început să-l citesc și nu l-am mai lăsat din mână. E unicul autor pe care îl recitesc și acum, așa, la intervale regulate de timp.
Și s-a potrivit așa foarte bine, pentru că inspirația lui din filozofia orientală, cu sinele, care e așa mai volatil decât îl crede filozofia occidentală. Și astăzi deja știm în psihologie că ne uităm un pic rigid la aceste lucruri datorită tipului de filozofie care a dominat în Occident. A venit la fix așa, deci ok să fii și mai altfel și să te porți în multiple feluri și firește în limitele tipicului, adică și noi ca și adulți la serviciu nu suntem exact ca și acasă, da? Dar cine trebuie să spună asta, apropo de a cere ajutorul cuiva să... Și atunci fie îți spune un adult, fie îți spune o carte, aș recomanda Hermann Hesse, oricare, Lupul de stepă este preferata mea și acolo apare schimbarea de personalitate de-a dreptul la unul dintre personaje, dar m-a fascinat atunci și aș recomanda-o. Mulțumim mult, chiar e o carte foarte valoroasă. Ne apropiem de finalul părții acesteia despre adolescenți și dedicată adolescenților. Aș vrea să vă întreb dacă aveți poate un gând de final sau o recomandare pentru adolescenți. Eu aș zice să-și trăiască vârsta la intensitate maximă, că e tipică. Da? Deci să accepte orice provocare, că de fapt acestea sunt bucuriile vârstei și acestea te învață cum devii autonom și să se bucure. Bine, în psihologia dezvoltării noi recomandăm oamenilor de orice vârstă să se bucure de vârsta lor, că asta e cel mai eficient, să zic așa, să fii mulțumit de vârsta la care ai ajuns, să schimbi ce nu-ți place, dar să nu fii mereu așa nemulțumit și în adolescență cu siguranță să o trăiască așa cum doresc la maxim și așa cum doresc. Mă gândesc că cei mai mulți o trăiesc cu discernământ. Și da, câteodată poți încerca și ceva atipic, că e odată, la o petrecere, s-a întâmplat dintotdeauna și nu trebuie să fie aceleași lucruri. Unii fac parkour, unii nu o să facă niciodată. Dar ideea este să ai și curajul să încerci, să știi ce să încerci și când să încerci și în rest să accepți vârsta așa cum este, că e frumoasă în sine. Și glisăm acum spre partea de părinți și recomandări pentru părinți. Aș vrea să vă întreb, care sunt cele mai frecvente preocupări ale părinților de adolescenți? Cred că cei mai mulți se gândesc să nu facă adolescentul vreun comportament riscant. Deci cred că aceasta e temerea cea mai mare justificată, pentru că sunt cu riscuri și consecințe și nu-ți dorești să ai un adolescent căruia îi se deviază traseul la 14, 17, 19 ani din cauza unei întâmplări. Deci cred că cei mai mulți și-ar dori să aibă adolescenți tipici și chiar să fie din aceia care comentează înapoi sau... Dar să nu ajungă la comportamentele riscante. Cred că aceasta e îngrijorarea cea mai mare. Ați putea descrie poate puțin experiența de a fi părinte de adolescent? Tot așa să mă gândesc din ce perspectivă. Aici ne apropiem, fiul meu are 11 ani și atunci încă, acum intră, acum pășește. Ce spune literatura este că devenim părinți de partener tot mai egal. Și asta e dificil, nu pentru că nu ne-am dorit asta, că toată lumea asta își dorește să-și crească copilul, să-l facă adult pe picioarele lui, nu? Așa se spunea și mai de mult, și să-l vezi stăpân pe el și pe viața lui. Cred că este mai mult comportamental. După ce în primii 10 ani, la început mai ales faci totul în locul copilului, apoi cu el, pentru el, pentru că nu poate, da? Nu se poate înșireta, nu se îmbracă suficient de repede, îl înveți cum se face o temă, nu o faci în locul lui, da? Stai acolo să vezi că a făcut toate literele. Destul de brusc, acum zic destul de brusc, că totul sunt vreo 2-3 ani în care tot vezi că vrea el, vreau eu, trebuie să te retragi. Și e dificil. E dificil și pentru că tot din punct de vedere comportamental, dacă faci tu, e mai repede, e sigur, iese bine. Și trebuie să-l lași pe el inclusiv să greșească, inclusiv să ia un doi pentru că n-a învățat. Tu îi spui, ți-ai repetat, na, bine. Și apoi vine cu doiul și tot pe umărul tău plânge.
Și trebuie să învețe, n-ajută să îi toți pui până stă și învață, că atunci intrăm în control din acela excesiv, dar e dificil să începi să te retragi și pe măsură ce crește, te retragi tot mai mult. Da? Și atunci, cred că din acest punct de vedere, e o perioadă în care tu trebuie să înveți să lucrezi cu tine, tu ca și părinte. Și aici mă gândesc la faptul că adolescența este și o perioadă în care se cristalizează nevoia aceasta de a-și găsi identitatea. Și aici mă întreb, cum pot părinții să sprijine această căutare a identității fără poate să infuzeze prea mult din propria lor viziune despre cum să arate viața copilului? Aici, da, nu infuzăm, dar se preia. Deci asta este o iluzie a adolescenților, nu știu dacă ați trecut prin ea, că eu nu o să fiu niciodată ca și părinții mei. Și nu ești până ajungi la 25 de ani și descoperi în comportamente că faci fix ca ei. Și sau te oprești sau mergi mai departe din două una. Dar modelarea e un mecanism foarte important de învățare și foarte util. Și atunci, chiar dacă tu nu impui, că vorbeai de infuzare, tu nu impui, nu-l forțezi, el va prelua de la tine. Și oricum, părinții sunt model important, adică de aceea trebuie noi să ne purtăm în anumite feluri ca ei să aibă de la cine să învețe și ce să învețe. Ideea este să încurajăm să înceapă să aibă experiențe variate. Și atunci de aceea îi lăsăm în tabere unde încercăm să nu mergem cu ei. E foarte greu. Dar dacă mereu mergem cu ei și controlăm și zicem, vezi că aseară n-ai mâncat destul și așa, nu le dăm oportunitatea de exersare, de greșit, de învățare din greșeli. Deci am putea să îi lăsăm să meargă în tabere. Firește, trebuie să știm unde merge, cu cine merge, nu îi lăsăm așa, nu suntem părinții permisivi, du-te, fă ce vrei și vezi tu, da? După aceea putem să le căutăm contexte extrașcolare în care inevitabil întâlnesc oameni noi și văd, nu știu, o profesoră de arte, poate fi tocmai prin creativitatea ei cu totul altfel decât familia și să înceapă să-i placă. Și de la mine poate n-a putut lua asta și va lua de la profesoră de arte, nu știu, un alt stil, inclusiv de a se îmbrăca sau nu știu. Și atunci pot să am astfel de oportunități și cu scopul de a-i diversifica oamenii cu care se întâlnește. Nu doar fac pictură pentru că voi deveni pictor. Da? Fac o serie de lucruri, nu foarte multe pe săptămână, dar le lărgesc ca să poată să experimenteze relații noi. Și ar fi bine să-l încurajez să stea cu prietenii tot mai mult. Nu ne place ca și adulți că ne gândim că influențele vor fi numai negative, dar povesteam la început că de fapt cu ei învață cooperare, competiție, negociere, nu cu noi. Cu noi inevitabil la un moment dat zici, bine, gata, acum punem punct. Poate pentru că nu avem timp, deci nu că sunt autoritar, dar nu mai avem timp de asta, mâine o luăm de la început și toată lumea rămâne așa. Cu prietenii se merge până la finalizare. De orice fel, ne certăm foarte tare astăzi, trebuie să învățăm cum ne împăcăm după ce ne certăm foarte tare sau rezolvăm pe loc și nu ne-am certat. Da? Și atunci acolo, de exemplu, părinții pot crea contextele pentru că faci un grup de prieteni și începi și chemi copii acasă și îl lași și tu pe al tău și nu stai acolo și te uiți cum se joacă, ci îl lași. Bineînțeles că poți să întrebi părinți, a fost în regulă, depinde cât e de mic, da? 11-12 ani, a fost în regulă, s-a purtat. La 17 ani, dacă nu auzi nimic rău, înseamnă că a fost bine. Și trebuie să înveți să accepți asta. Dar aș spune că ar fi bine tocmai să aibă multe modele. Poți să le sugerezi cărți de citit, că și acolo ai modele. Da, e modelul inventat de scriitor, dar e o altă perspectivă. Acum sunt filmele care îți dau modele, sunt jocuri în care te joci într-un anumit fel și îți dau modele. Deci sunt tot soiul de oportunități în care tu să vezi mai multe modele, pentru că în adolescență asta face toată lumea. Aglutinează propriul model. Modelul personal nu e niciodată unic și cu totul și cu totul original. Întotdeauna preluăm asta de acolo, asta de acolo, asta de acolo și zicem, bun, acestea sunt valorile mele. Uh-huh. Ați menționat diferite tipuri de stiluri de parenting. Ați menționat pe cel permisiv, l-ați menționat pe cel mai degrabă autoritar. Ați putea să ne spuneți cum arată un stil de parenting, poate o relație echilibrată cu adolescentul? Așa și numesc pe cel authoritative din engleză, echilibrat,
În sensul în care părintele care întotdeauna are relație bună cu copiii, adică nu doar în adolescență, ca aceea tot așa s-a clădit de la început, ar trebui să ofere căldură foarte multă, sprijin foarte mult, dar să aibă și cerințe pe măsura vârstei copiilor. Deci are limite clare, explicate copilului, mai ales în adolescență. Unui copil de 2 ani nu prea... Nu toți copiii cer să explici de ce nu pun mâna pe aragaz. Unii cer și acolo trebuie explicat deja și la 2 ani pe înțelesul lor. Dar nu toți cer. Le spui, nu acolo, e fierbinte și gata. Cu adolescenții merită, mai ales când întreabă, explicat de ce nu mă duc la chef în fiecare seară. De ce nu mă duc poate în fiecare weekend undeva, plecăm de vineri după masă și venim duminică și ne trezim luni dimineața la școală obosiți de numai și copilul la serviciu, la școală și părinții la serviciu. Atunci deja adolescentului explicăm limitele, dar ne ținem de ele. Deci părintele echilibrat are limitele acelea foarte ferme, care da, granițele se tolărgesc pe măsură ce copilul crește, adică sunt flexibile. Și sprijinul nu mai înseamnă ca și la copilul mic, că tot timpul trebuie fie să-l iau în brațe, fie să, din potriva adolescentului, vrea să nu mai mergem lângă el pe trotuar. Și atunci asta înseamnă sprijin. Astăzi vreau să mă duc numai eu, ne întâlnim acolo. Bine. Pentru că probabil cineva, vreun covârșnic, îl vede și ar trebui să nu-l mai vadă cu mama sau cu tata. Și asta e, asta e o formă de sprijin. Acceptăm să îndeplinim nevoile. Nu mai este ca și atunci când eram mică, ridica mânuțele să-l luăm în brațe, e invers. Las mânuțele, nu mai ții de mână, nu mai pup pe obraz pe stradă când mă lași la școală. Ce e asta la 15 ani? Da? Asta e formă de căldură. Părinților poate să li se pară că se răcește relația, nu? Dar de fapt e atenție la nevoile lor și răspunsul la nevoile lor împreună cu limite ferme. Până aici. Și de ce? Da, de ce nu ne apucăm de consum de substanțe care sunt nocive? Pentru că deja la vârsta asta pot să explic cum se dezvoltă creierul, ce impact are asupra altor sisteme din corp, dar ce impact are pe termen lung, dar și ce impact are pe termen scurt. Și atunci, uite, până locuiești cu mine în casă, mi-ar plăcea, unu, dacă n-ai consumat deloc, pentru că e pentru tine, doi, dacă consumi, să știu. Pentru că e mai ușor gestionabil. De obicei, dacă le spui dacă consum să știu, nu prea mai vor, că dacă e cu permisiunea lui mama și al tata, nu mai este interesant. Deci nu mai e comportamentul riscant pe care îl visau. Dar trebuie și explicat de ce nu. Mai ales dacă în casă nu fumează nimeni, că dacă în casă fumează toată lumea sau mai știu eu ce alte comportamente au și tu le spui tu nu, el va spune eu de ce nu. Adică de ce voi aveți voie și vouă nu vi se subțiază oasele și mie mi se vor subția peste 30 de ani dacă fac și eu. Da? Deci, apropo de model, modelul e bine să fie acolo. Nu-l infuzăm, dai acolo lângă ei. Dacă eu spun că nu facem lucrul respectiv, atunci nu facem lucrul respectiv. Și apropo de îndeplinirea nevoilor adolescenților, cum pot părinții să-și gestioneze propriile nevoi pe măsură ce le îndeplinesc și pe ale adolescenților? Mă gândesc că pot fi și aici dificultăți. Da, și de aceea ne-am dezvoltat ca și adulți. Vezi, uite, asta e unul dintre elementele pe care trebuie să poți să le faci și din nou e un trebuie care e acolo, aș zice, din exterior, nu e din acela care nu ne place nouă psihologilor, pentru că trebuie să gestionezi multiple roluri. Și de aceea nu îi credităm pe copii și pe adolescenți, că ei nu pot încă să gestioneze bine multiple roluri. Tu, ca și adult, ar trebui să poți și dacă nu poți să te întrebi de ce nu poți și ce să faci ca să poți sau chiar să mergi la un specialist. Dar uneori să ai o rețea socială, adică să știi că poți să lași adolescentul cu cineva sau să-l ducă și altcineva, nu știu unde. Sau... E bună rețeaua la orice vârstă, da? Nu trebuie tu să fii super părintele, că nu există. Dar ar fi bine, de aceea e foarte bine să alegi când îți faci copilul, că atunci se presupune că știi că îți dorești să gestionezi multiple roluri și că vrei să încerci. Nu știi sigur dacă o să poți, dar vrei să încerci. Da? Și atunci, pentru asta ne-am dezvoltat. Să pot să am grijă de cel care nu poate să aibă grijă de el, adică în adolescență să fiu atent la ce nevoie are și eu să răspund nevoilor lui, nu adolescentul la 15 ani, ești mare deja și da, dar nu sunt așa mare ca tine. Și acolo au dreptate. Da? Să pot să nu fiu influențat la serviciu de
probabil o ceartă cu adolescentul de acasă, să pot să fiu partener-partener în relație, să le pot gestiona pe toate și da, să-mi iau câte pot duce. Și asta e important. Să nu avem iluzia că totdeauna le putem face pe toate. Mai clacăm, ne mai ridicăm, ne mai întristăm, nu facem tulburări imediat, că suntem rezilienți, dar avem momente în care deja adolescentului, de exemplu, putem să-i spunem, azi nu mă simt bine. Deci aș vrea să nu ne certăm, să nu... Fă-le tu toate cum știi și lasă-mă că nu știu, mă doare capul sau ceva. Și atunci să nu ne sperăm că noi ne arătăm vulnerabili. Da, avem și momente când nu putem sau da, chiar este la serviciu ceva așa important că lucrez zi și noapte și n-am timp de iarăși colegul de bancă ceva. Na, e foarte bine, du-te la tata, du-te la bunica, du-te la altcineva, eu astăzi nu pot. Și există, da, îi explic apoi, uite, când ai de lucru ceva important, cum tu o să ai bacul, noi nu o să te deranjăm când o să înveți pentru bac. Nici nu zicem nimic, ca și când strigi, noi o să fim zen. Așa și eu, când am ceva de lucru. Deci, deja putem pe adolescenți și să învățăm că gestionarea rolurilor nu înseamnă că tot timpul le fac perfect pe toate, că nu există. Ci azi fac din asta mai mult, mâine din asta, dar tot noi ca și adulți trebuie să încercăm să fim mai mult alături de ei. Deci nu ei să ne tot înțeleagă pe noi, că de exemplu lucrez într-un post foarte important și nu-l văd decât o oră pe săptămână. Na, o oră pe săptămână nu e bine pentru copil și adolescent să îi fie dedicat. Ar trebui să pot să-mi fac timp să fie mai mult. Dacă nu pot, înseamnă că trebuia să iau o altă decizie sau să găsesc cine poate să suplinească rolul meu. Foarte, foarte util ce ne-ați spus. Și v-aș mai întreba un lucru legat, apropo de tulburări mentale. Ce pot face părinții ai căror copii se confruntă poate cu un traseu atipic de dezvoltare? La traseele atipice, întotdeauna aș zice că îmi trebuie ajutor de specialist. Pentru că acolo nu mai pot gestiona prin practici parentale, prin faptul că eu îl învăț sau un alt adult din familie sau îl pedepsesc și înțelege și se schimbă comportamentul. Când vorbim de atipic, fie că este consum de substanțe, cu dependență poate deja, fie că este tulburare mentală, nu? Care poate să existe, acolo ar fi bine să fie ajutorul unui specialist și nu doar, adesea semnalează profesorii de la clasă problemele, ei uneori observă foarte bine, dar ei nu sunt specialiștii, deci să nu ne bazăm pe doamna dirigintă, o să-l ajute la școală, pentru că nu-i rolul, da? Și doamna dirigintă are 30 în clasă. Să ne bucurăm că a observat, că ne-a spus, poate am observat și noi și să mergem spre un specialist cu copilul. Poate acolo trebuie noi să explicăm copilului de ce mergem la specialist, că poate el nu vrea ca și adolescent. Deci acolo noi să ne informăm și să vedem cum îi explicăm că acum ar fi vital, pentru că poate trece peste acest hop și poate să aibă traseu total tipic după aceea, pentru că o tulburare la un moment dat nu înseamnă atipic toată viața. Și de ce cerem ajutorul? De exemplu, acolo ar fi util să aibă în spate situații de viață în care ne vede pe noi cerând ajutorul pentru ceva. Nu mă refer pentru o tulburare mentală, dar pentru inclusiv o sarcină de serviciu. Sun coleg, spun, uite, vezi, n-am știut să o rezolv singur. Mi-am sunat colegul care e specialist exact pe bucățica aia. Nu știu, poate lucrez la bancă, deci nu trebuie să fie în domeniul nostru. Și să vadă astfel de situații, că sunt momente în care cerem ajutorul, că nu le putem duce pe toate. Și cred că mai de mult când era familia lărgită, asta era implicit. Era mătușa pricepută la relațiile cu toți vecinii, era bunicul priceput la nu știu ce și inevitabil el nici n-aștepta să întreb, că venea și zice, asta se face așa, asta acolo nu bați cuiu așa, că o să-ți dai peste deget. Sau... Și atunci venea ajutorul de la specialist. Acum contextele sunt altele, situațiile sunt altele și da, cred că trebuie să începem să cerem ajutor și când, de exemplu, ne simțim foarte triști, lună de lună, tot mai triști. Probabil nu avem încă depresie, dar să nu ajungem la depresie. Uh-huh. Și atunci ar fi bine de mers la un specialist. Și acolo am observat că unii părinți spun, dar nu vrea. Acolo ești din nou părinte. E minor, depinde de tine, dar nu-l iei pe sus și nu-l duci cu forța. Nici pe copiii mici nu-i duci cu forța, nu oriunde le explici. Dar trebuie să găsești modalitățile de convingere să înțeleagă de ce pentru el e util acum. Nu pentru că nu mai vrem noi să ne certăm, sau, ci pentru a rezolva problema lui sau a ei. E foarte, foarte important ce spuneți. Și
poate de final al părții de părinți, dacă mai aveți dumneavoastră o recomandare sau mai multe pentru părinți de adolescenți pe care poate n-ați menționat-o până acum și ați vrea să o mai adresați. Da, întotdeauna când mă gândesc la părinți, în general, îmi vine să le spun să-și amintească cum au fost ei, ca și copii și ca adolescenți. Ca și copii ne amintim mai puțin, dar ca și adolescenți singuri ne amintim, numai când nu vrem nu ne amintim. Și atunci, cam tot ce au făcut ei, vor face și adolescenții, fie similar, fie mai altfel, pentru că sunt alte tipuri de comportamente. Și să nu se supere imediat pe adolescenți, ci să-și amintească că și eu trânteam ușa și eu răspundeam înapoi părinților și eu le-am zis asta și eu am zis că hotărăsc numai eu și apoi a fost greu, dar n-am ascultat. Atunci de ce m-ar asculta imediat adolescentul? Deci e util, unul, să ne amintim noi despre noi, că ne moștenesc genetic, nu? Și atunci dacă avem un părinte impulsiv în casă, mari șanse, nu 100%, dar mari șanse să moștenească măcar unul dintre copiii impulsivitatea. Și să ne gândim că perioada aceasta vorbeam de transformări. E normal că atunci când treci prin transformări, la noi ca adulți s-au mai liniștit, e în regulă, o să mai trecem printr-o perioadă similară la vârsta a treia. Doar că acolo deja puterea fizică nu mai e la fel de mare și te liniștești inevitabil, că nu te mai poți ridica din scaun. Da? Și mental cred că te superi, că tu nu mai poți, și da, nu mai e atât de vizibil. În adolescență e invers, încep să pot să fac o serie de lucruri și atunci îi vedem. Să nu ne supărăm imediat când fac ceva altfel, că nu neapărat vor să ne supere pe noi, ci ei fac pentru că acum pot. În sfârșit pot și ei să răspundă înapoi, în sfârșit pot și ei să trântească o farfurie. Da, le explicăm de ce nu trântim toate farfuriile, că nu o să cumpărăm lunar farfurii. Dar mă, dacă a trântit o farfurie, să nu o luăm tot timpul ca sfidare. Sfidarea, și pe de altă parte, sfidarea câteodată e bună, adică n-am fi ieșit din peșteră. Dacă toți adolescenții ar fi fost cu minți și ar fi făcut numai ce au părinții, în 2023 eram în peșteri ca și strămoșii noștri. Totdeauna în adolescență am vrut altceva. Și acel altceva a dus omenirea, de fapt, la nu totdeauna altceva e mai bun, dar cred că suntem de acord că avem condiții de viață mai bune decât într-o peșteră. Și atunci, pe ansamblu e mai bine, pentru că am fost mereu dornici să depășim generația anterioară și asta e ceva tipic și firesc. Cred că mie îmi place să-i spun fiului meu că eu abia aștept să mă depășești, să fii mai bun, să faci lucruri altfel, să te descurci altfel în viață, să fie totul mai bine. Și cred că asta ar trebui să le transmitem, că de fapt asta se și întâmplă. Într-un fel sau altul, pe ansamblu, generațiile sunt tot mai adaptate. Așa este, ce frumos ați spus. Și dacă îmi permiteți, mi s-a mai născut o mică întrebare din ce spuneați legat de partea asta de moștenire genetică, poate inclusiv de modelare pe care o părinții o fac copiilor. Cum pot părinții să gestioneze emoții de vinovăție, poate în momente în care copiii greșesc sau fac un comportament care nu le face bine sau... nu știu, încep să se simtă poate anumite dificultăți. Cum și ei să se simtă vinovați pentru că a făcut copilul acel lucru? Unul, pe termen scurt, cred că e inevitabil, că imediat te gândești, da, uite cum l-am crescut, uite ce am făcut. Deci astea oricum, în fază incipientă, cam toate viitoarele simptome sunt tipice și câteodată adaptative. Poate te gândești la ce ai greșit și schimbi. Deci poate fi și acea o variantă. Dar pe de altă parte, în general, știm că sunt multipli factori care determină orice comportament, orice acțiune, orice situație. Și atunci niciodată nu e doar încărcătura ereditară, niciodată nu e doar practicile parentale pe care noi le-am avut. Ele sunt îmbinate cu influență din N alți factori din exterior, pentru că copilul inevitabil preia din desene, din toate locurile și e un amestec. Asta înseamnă că nu suntem noi 100% determinanți ai comportamentului copilului și trebuie să înțelegem asta. Și atunci sentimentul de vinovăție scade. Pe de altă parte, repet, când mă face să mă opresc, să mă gândesc, a, uite acolo, poate l-am controlat prea mult sau acolo poate i-am dat prea multă libertate sau acolo ceva, pot eu să schimb. La nivel de practici parentale, la nivel de gene transmise, nu prea mai putem schimba încă. Da? Dar cu siguranță poți să schimbi la nivel de practici parentale, dar tot timpul este o interacțiune de factori și asta cred că trebuie conștientizată de toată lumea, inclusiv de adolescenți. Niciodată nu o să fii exact ca mama și ca tata.
Imposibil, suntem unici, da? Și atunci întotdeauna sunt mai mulți factori și în consecință înțelegem că nu controlăm noi 100%. Deci nu e logic să avem un sentiment de vinovăție 100%. Pentru că nu e adevărat. Așa este, mulțumim mult. V-am întrebat pentru că e ceva ce mai apare, păi dacă am moștenit înseamnă că vine. Aici poate cu atât mai mult nu e vina, dar mă refer și inclusiv un comportament pe care l-am făcut ca părinte. Și da, la moștenire, mai ales pentru că nu poți face un diagnostic genetic, screening genetic, înainte să rămâi, să fie copilul, să rămâi însărcinat și după ce se naște, pentru că deocamdată e costisitor, acolo nu poți să zici că este o vină. Da, cu siguranță. Da. Tu le-ai pus acolo, ai fi plăcut să fie recesive, să nu se manifeste. Nu putem controla asta deocamdată. Nu știm dacă vrem să controlăm asta, dar asta este o altă discuție pentru o altă întâlnire. Da. Și atunci, pentru partea genetică, sigur nu prea ne putem învinovăți în nici o situație. Da? Pentru partea comportamentală, putem avea prima dată sentiment de vină și să modificăm. Dar nici acolo vine partea genetică care interacționează, vine modelul de la ceilalți, vin o serie de alți factori și atunci nu e doar că eu am făcut așa, bineînțeles că bun, dacă ai văzut, nu mai faci. Și oricum la orice vârstă învățăm și bunicul de 90 de ani poate învăța să schimbe comportamentul dacă vrea și dacă are sprijin, cu atât mai mult adultul, tânăr și adolescentul. Mă bucur mult că ați spus asta, mai ales pentru că, din păcate, auzim părinți care se învinovățesc, inclusiv pentru partea genetică, pentru dificultățile adolescenților. Și mulțumim din suflet pentru toate informațiile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. A fost, ca întotdeauna, foarte fascinant să vă ascult și sunt sigură că și pentru adolescenții și părinții. Eu mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sper să fie util. Dacă au întrebări, mi-ar plăcea să le aud. Poate ne întâlnim și cu ei. Și mulțumesc că vă gândiți mereu la mine când este o situație din aceasta. Mă onorează. Mersi mult! Vă mulțumim mult și pe noi la fel! Mulțumim.